Dumnezeu să fie binecuvântat. O să rămânem în picioare atâta timp cât o să citim versetele 10 și 11 din Faptele Apostolilor, capitolul 1. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 10 și 11. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Până aici cuvântul, vă invit să vă reocupați locurile. Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim împreună în seara aceasta, frați și surori. Ne-a făcut parte de îndurare, de viață, ne-a dat zile liniștite, potrivite pentru pocăință. Astăzi viața ne surprinde pe fiecare dintre noi într-un anumit fel, un fel de care suntem mai bucuroși sau mai puțin bucuroși. În această seară, pentru slava lui Dumnezeu, pentru proclamarea Evangheliei Lui, care este veșnică, și pentru învățătura și motivarea noastră la o viață de puritate, aș vrea să predic despre revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. În primul rând, aș vrea să definez termenii pe care îi vom folosi. Știind că mulți oameni ascultă predicile care se rostesc în bisericile creștine, pe internet, live sau înregistrate, și probabil că nu toți au o cultură biblică și probabil că nu toți sunt obișnuiți cu jargoanele care se folosesc uneori în predicile din bisericile creștine, cred că este necesar să definim puțin cuvintele pe care le vom folosi. În această seară o să facem în primul rând diferența între venirea Domnului și între revenirea Domnului. Atunci când vorbim despre venirea Domnului Iisus Hristos, ne referim la evenimentul de aproximativ 2000 de ani în urmă, care se referă la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos în grajdul din Betleem prin fecioară. Venirea sa atunci a avut rolul să realizeze mântuirea noastră, de aceea Mântuitorul a suferit, a murit, a înviat și s-a înălțat la cer. Aceasta este venirea Domnului, adică prima venire în lumea noastră. Această venire l-a adus pe Dumnezeu Fiul în lumea umană, pentru ca să rezolve problema umană. Când vorbim de revenire, vorbim despre o a doua venire a Domnului Iisus Hristos în lumea noastră, care este un eveniment viitor și se referă la întoarcerea Lui pe care a promis-o, dată pe care nu o poate ști niciun muritor, pe care o știe numai Dumnezeu. Revenirea aceasta nu mai are rolul ca și venirea să-L aducă pe Dumnezeu în mijlocul nostru, și are rolul să ducă oamenii în împărăția lui Dumnezeu. Venirea și revenirea lui Iisus Hristos sunt mesajele centrale ale Bibliei, fiind amintite în Biblie de aproximativ 1846 de ori. În Vechiul Testament de 1527 de ori, iar în Noul Testament de 319 ori. Atunci când vorbim despre revenirea Domnului Iisus Hristos, spunem faptul că ea a fost crezută în Vechiul Testament, spre exemplu, în Iuda, capitolul, versetul 15, Biblia vorbește despre Enoch și spune că în vremea lui Enoch a prorocit spunând: iată că a venit Domnul cu zecile lui de mii de sfinți. De asemenea, profeții au vorbit despre revenirea Domnului Iisus Hristos și Noul Testament este un mesaj pe care Domnul și apostolii îl propovăduiesc. Spre exemplu, când Domnul Iisus Hristos a ajuns la Ierusalim,
a vorbit foarte mult despre lucrul acesta. De aceea, în ultimile capitole ale Evangheliilor, Domnul vorbește abundent despre escaton, adică despre sfârșitul timpului. Escatos din limba greacă însemnând sfârșit. Atunci când subiectul acesta a fost proclamat în Noul Testament, amintim faptul că această revenire a Domnului Iisus Hristos a fost promisă. Domnul Iisus spunea în Ioan capitolul 14 să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în casa Tatălui meu sunt multe locuri, locașuri. Dacă n-ar fi așa, nu v-aș spune. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și după ce vă voi pregăti un loc, eu mă voi întoarce la voi. De ce? Mă voi întoarce la voi și vă voi lua cu mine. De ce? Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Aceasta este promisiunea Domnului Iisus Hristos. A spus, după ce voi termina casa, locul, împărăția, mă voi întoarce la voi. O să vă iau cu mine și o să vă duc acolo pentru ca să fim veșnic împreună. Mai mult de atât, această promisiune a Domnului este organizată de Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele 20 și 21, Luca scrie următoarele cuvinte: să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, adică pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L trimită până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. De asemenea, este promisă, este organizată. Și pentru că e promisă și organizată și sfinții au auzit de promisiune, ei o așteaptă. Toți credincioșii născuți din nou așteaptă revenirea Domnului Iisus. Spre exemplu, în Filipeni capitolul 3, versetele 20-21, Biblia spune: dar cetățenia noastră este în ceruri. Ascultați despre speranța lui Pavel, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Iisus Hristos. Se referă la răpire. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Nu spune el în alte cărți ale Bibliei că morții care au adormit în Domnul vor învia în trupuri de slavă? Și nu spune el că cei care vor fi găsiți în trup vor fi schimbați în trupuri de slavă? Iată dar cum spune în Filipeni: el va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Atunci când ne referim la revenirea Domnului Iisus Hristos, trebuie să spunem câteva lucruri. În primul rând, ea este iminentă, adică din moment în moment trebuie să se întâmple. Nimeni nu știe când se va întâmpla, se poate întâmpla acum în timp ce eu vorbesc și dumneavoastră ascultați, se poate întâmpla la noapte în timp ce dormim, se poate întâmpla într-o vreme viitoare sau mai în viitorul îndepărtat. Oricând se poate întâmpla. Nimeni nu știe când se va întâmpla. Teologia escatonului, adică a vremurilor sfârșitului, este extrem de complexă, fiindcă atunci când Dumnezeu a revelat aceste învățături, le-a dat sub formă de simboluri. Iar interpretarea acestui simbolism complex duce la o diversitate de explicații. Probabil că niciun domeniu al teologiei nu are un mai mare hățiș de explicație ca și escatologia, adică partea de teologie care se referă și explică lucrurile sfârșitului. Revenirea Domnului Iisus, răpirea bisericii, semnele din contextul răpirii bisericii și apoi toate evenimentele escatonului ale sfârșitului. Dar atunci când noi vorbim despre caracteristicile revenirii Domnului Iisus, primul dintre ele îl spunem că va fi iminent. Adică se poate întâmpla din moment în moment. Fraților, nu trebuie să se mai întâmple nimic ca să vină Domnul. El poate veni oricând. Apostolul Pavel, cu 2000 de ani în urmă, vorbea despre revenirea Domnului ca și cum s-ar întâmpla în timpul vieții sale. De atunci au trecut 2000 de ani. E adevărat că la Domnul o zi nu-i 24 de ore ca la noi, și ca 1000 de ani. Adică pentru Dumnezeu timpul nu are valoarea pe care o are pentru noi. Dar dincolo de asta, totuși 2000 de ani sunt o bucată de timp, cel puțin pentru umanitate, destul de lungă.
Apoi, revenirea Domnului Iisus Hristos este personală. Domnul Iisus nu își va trimite secretarul, nici asistentul. Va veni în mod personal. El va veni, el și nu altcineva. Uitați ce spune Evanghelia. Am citit Ioan, capitolul 14, versetul 3. Acum o să vă aduc aminte de textul pe care l-am citit. Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Hristos pe care îl vedeți acum cum se ridică, el, așa cum îl vedeți acum, așa îl veți revedea când se va întoarce. Cum îl vedeți acum? În mod fizic. La fel de fizic îl veți vedea când se va întoarce. Aș vrea să mă opresc aici să fac o paranteză. Bărbați galileeni, de ce stați? Noi surprindem numai aspectul revenirii Domnului din această întrebare a îngerului. Dar această întrebare a îngerului are și un rol pedagogic. De ce stați și vă uitați? Așteptăm revenirea Domnului și stând și uitându-vă? Revenirea Domnului nu se așteaptă stând și nici uitându-ne. Luther spunea, dacă aș ști sigur că mâine se întoarce Hristos, astăzi aș mai face ceva, aș sădi un pom. Aș face o slujbă, aș face un bine, aș face o acțiune pozitivă. Îngerul întreabă, de ce stați și vă uitați? Atunci când cineva se pregătește pentru revenirea Domnului, nu se va pregăti stând. Atunci când ne pregătim să venim la biserică, nu ne pregătim stând, că dacă stăm nu ne pregătim. Nu ne putem îmbrăca în timp ce stăm. Nu ne putem urca în mașină în timp ce stăm. Nu ne putem lua geanta, Biblia și celelalte lucruri să venim la biserică în timp ce stăm, ci toate lucrurile acestea le facem în timp ce facem lucrurile acestea. Îngerul întreabă, de ce stați și vă uitați? Hei, cei care stați și vă uitați, nu mai stați și nu mai vă uitați. Pregătiți-vă pentru întoarcerea lui Hristos, că se va întâmpla și se va întâmpla în orice moment. E iminentă întoarcerea lui și e personală. Când el se va întoarce, nu va aprecia deloc pe cei care stau și se uită, ci pe cei care lucrează cu spor, ostenindu-se în dragoste. Nu pe cei care își pun talentul într-un prosop liniștiți, preocupându-se doar de viața materială, datoriile de la bancă, o casă din ce în ce mai mare sau alte lucruri de genul ăsta. Astea trebuie făcute după harul pe care îl are fiecare. Însă îngerul întreabă altceva, de ce stați și vă uitați? Scopul meu nu este o predică motivațională, am să revin, am vrut numai să fac o paranteză pe marginea afirmației îngerului. Am să mă întorc și să vă spun că pe lângă faptul că venirea este iminentă, este personală, va fi vizibilă. Va fi o revenire a Domnului vizibilă. O să citesc câteva versete din Biblie. De obicei o să citesc două versete, pentru că eu cred că nu poți face o teologie serioasă dintr-un singur verset. Însă din cel puțin două poți face. Hristos, atunci când a spus lucruri fundamentale în Biblie, a spus adevărat, adevărat, vă spun. Uitați ce zice Domnul în Matei, capitolul 24, versetele 27 la 30. Cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi la venirea Fiului Omului. Acolo unde este stârvul, se vor aduna vulturii. Îndată după zilele acelea de neca, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Atunci, când? Când lucrurile astea se vor întâmpla. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului, îl vor vedea. Revenirea Lui e vizibilă. Revenirea Lui e vizibilă. Să nu credeți că a venit dacă cineva vă va spune l-am văzut. Dacă dumneata nu l-ai văzut, nu va veni. Pentru că noi toți îl vom vedea. Va fi un eveniment cosmic. Noi toți îl vom vedea. Un alt verset vreau să citesc din Scriptură. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Apocalipsa 1 cu 7. Apoi, pe lângă iminentă, personală și vizibilă, revenirea Domnului Iisus Hristos va fi reală. Nu va fi un duh, nu va fi o arătare, nu este un simbol, ci este literal, pur și simplu, va veni, îl vom vedea. Va fi o revenire reală, va fi adevărată, va fi autentică. O să citesc din carte. Scriptura spune următoarele cuvinte.
atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu mare slavă, Luca 21 cu 27, sau în Evrei 27 și 28, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, se va arăta a doua oară El, nu va fi nimic regizat, nu va fi niciun simbol, nu va fi o spiritualizare, El pur și simplu va veni, în mod real, și noi toți îl vom vedea. Nu trebuie să ne spună altcineva că noi îl vom vedea în mod fizic, cu ochii îl vom vedea. Că de fapt nu poți să vezi cu altceva. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, trebuie să spunem că revenirea va fi la fel de reală ca venirea și la fel de vizibilă ca înălțarea. Cât de reală a fost venirea? Sunt argumente serioase că s-a născut în realitate. N-a fost un simbol, a fost un copil real. E adevărat că minunea vine din faptul că a născut o fecioară, dar a fost o naștere ca toate nașterile și un copil ca toți copiii. Revenirea lui va fi la fel de reală ca și venirea și la fel de vizibilă ca și înălțarea. Cum a fost vizibilă înălțarea, așa va fi de vizibilă revenirea. Îngerul face această comparație. Apoi, revenirea Domnului va fi triumfătoare. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Venirea a fost cu putere și cu mare slavă, cu putere da, dar cu mare slavă nu. El a venit în umilință ca un miel, urma să fie sacrificat și a venit ca miel. Când va reveni, va veni ca leu, leu sacrificat, miel plin de slavă. Observați că Dumnezeu respectă simbolismul din lumea umană. Mielul are o blândețe de neegalat. Mi-aduc aminte că în România am tăiat un miel la Paște, așa cum se obișnuia la Paște să tai miei. Nu am tăiat prea multe animale în viața mea, n-am fost bun de asta. Dar am avut o experiență teribilă când am tăiat mielul ăsta. Pur și simplu n-a zis nimic. Se uita la mine, parcă aștepta să-i spun ceva, a durat treaba asta ceva timp și a murit. Nici acum n-am uitat privirea aceea nevinovată, vulnerabilă, care căuta un răspuns. N-a zis nimic, de parcă pur și simplu stăteam amândoi de vorbă. Dacă ai tăia un leu, mă gândesc că ar zice, dacă nu cumva chiar ar face câte ceva. Venirea Domnului Iisus Hristos este un miel care apare în lumea noastră nevinovat și se joacă Pilat cu el și îl îmbrâncește de la Irod la Pilat și de la Ana la Caiafa și toți îl pălmuiesc, îl bat, îl mint și îl bat jocoresc și n-are nimic de spus decât are de oferit. A venit să moară, a venit să se facă vulnerabil, a avut o viață și a pus-o la cruce în fața lui Dumnezeu spunând: Tată, dacă ai ciudă pe ei, toată asta revarsă asupra mea, dacă mânia ta este pentru ei, revarsă asupra mea, dacă plata păcatului este moartea, eu mi-o asum, dacă ei sunt vinovați, vinovăția aceasta să vină peste mine. Și după ce și-a terminat misiunea, a spus: Tetelestai, adică am terminat, s-a înălțat la cer și a promis că se va întoarce. Când se va întoarce, nu va mai veni în grajd, nu va mai veni în umilință, nu-l va mai expedia Pilat la Irod și Irod la Pilat, Ana la Caiafa și invers. Va veni ca un leu, va veni în glorie, în putere, în slavă. Biblia spune că se va îngrozi, oamenii se vor îngrozi, se vor boci. Să plângi înseamnă mai mult decât să te bocești. Invers, să te bocești înseamnă mai mult decât să plângi, înseamnă să fii disperat. Și asta se va întâmpla când se va arăta slava lui Dumnezeu pe care astăzi oamenii nu o anticipează și o batjocoresc, o minimalizează și încearcă să o evite. Oamenii lui Dumnezeu, revenirea Mântuitorului Iisus Hristos va fi pur și simplu triumfală. Citim în Scriptură: atunci se va arăta Fiul Omului venind pe nori cu mare putere și cu mare slavă. Aproape aceeași exprimare din Matei se repetă în Marcu. Revenirea sa în glorie și putere va fi într-un mare contrast, într-un uriaș contrast cu prima sa venire, care a fost una în umilință și în vulnerabilitate. Un ultim lucru care întregește tabloul acesta al caracteristicilor este că revenirea Domnului va fi neașteptată. Anticipam în introducere iminentă. Fraților,
deși știm că se va întâmpla, va fi neașteptată. O să citesc și apoi o să vă pun o întrebare. Vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul. Nu știm în ce zi va veni Domnul? Ziua o știm? Vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. 1 Tesaloniceni 5:2. Biblia spune că se va întâmpla ca pe vremea lui Noe. Este o paralelă. Și acum vreau să vă întreb, cum a fost pe vremea lui Noe? Știau oamenii din generația lui Noe că va veni potopul sau nu știau? Poftim? Știau. S-au pregătit pentru el? Nu. I-a luat pe neașteptate când s-a întâmplat? Da. Dar aveau informația de bază că se va întâmpla. Ei știau că evenimentul, cataclismul acesta va veni. Nu știau când, dar știau că va veni. E o paralelă extraordinară cu revenirea Domnului. Toți oamenii știu, au auzit ideea aceasta că se va întoarce Hristos. Unii nu cred în ea. Alții cred în ea, dar pentru că nu știu când se va întâmpla, pur și simplu intră într-o stare de nepăsare, de neveghere. Știu că se va întâmpla, dar nu fac nimic pentru momentul întâmplării. Și pur și simplu ce s-a întâmplat cu oamenii care știau că vine potopul, dar nu s-au pregătit pentru potop, se va întâmpla cu oamenii care știu că revine Domnul, dar nu se pregătesc pentru revenirea Lui. Fraților, este corectă afirmația pe care am făcut-o sau nu? Datorită durității ei, stați să vă gândiți dacă se spune să amin sau nu. Este corectă. Biblia face această paralelă și spune următorul lucru. Ca pe vremea lui Noe se va întâmpla și acum. Oamenii știau că vine potopul, dar nu s-au pregătit pentru potop. Câți au intrat în corabie și au scăpat? Îi numeri pe degete. Câți au murit? Toți ceilalți. 7 miliarde de oameni. Câți vor intra în corabia salvării la revenirea lui Hristos? Nu știu. Câți vor muri? Cei mai mulți. Dar oamenii știu. Și dacă știu ce? Nu confundăm a ști la nivel de idee cu a te pregăti la nivel de viață, la nivel de puritate, la nivel de efort, la nivel de veghiere, de rugăciune, de post, de citirea Bibliei, de puritate, de trăire în unitate, de iertare, de iubire, de corectarea vieții. A ști e simplu. Citești 3 rânduri pe internet și știi. Dar asta nu ți afectează viața. Nu faci din această informație un adevăr personal. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint, pe lângă caracteristicile revenirii, este scopul revenirii Domnului. De ce revine Domnul? Primul motiv pentru care revine Domnul este să răpească biserica. El a spus asta. Mă duc, pregătesc casa, mă întorc, vă iau și vă duc acolo. Este această imagine de nuntă din Israel. Vine, se logodește, pleacă, își face casa, se întoarce și a mireasa și urmează desfătarea și bucuria în familie. Această imagine luată din cadrul marital al evreilor este surprinsă în modelul cristic de revenire. Dumnezeu spune același lucru. Am venit, am murit pentru voi, v-am născut din nou, v-am lăsat să creșteți în credință, să vă maturizați. În timpul acesta eu plec, fac casa, vin, mă întorc și pe care îi găsesc morți în Domnul sau vii în Domnul, îi iau și îi duc acasă. Cât de simplu la nivel de idee. Însă ideea aceasta exprimată în viața de zi cu zi se numește pocăință. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi ropiți. Cineva spunea, frate Luigi, nu există termenul răpire în Biblie. De unde ați scos voi penticostalii răpirea bisericii? Păi nu există termenul de răpire în Biblie când citești asta pe internet. Dar când citești Biblia, termenul de răpire există.
Există pentru că l-a scris Dumnezeu. Și este scris în prima epistolă pe care o scrie Pavel către Tesaloniceni. Apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Domnul ne va lua de aici, ne va răpi și ne va duce acasă în împărăția lui Dumnezeu. Primul scop al revenirii lui Hristos este să-și ia mireasa cu care s-a logodit. Noi suntem logodiți. Învățătura Noului Testament este: v-am logodit cu un bărbat. Noi suntem fecioara logodită și mirele nostru promis nouă și noi lui se va întoarce să ne ia, că suntem dragostea lui. Ce își dorește mai mult un mire? Ce își dorește mai mult un logodnic? Al doilea motiv pentru care va reveni Domnul este să învieze pe cei morți și să-i transforme pe cei vii. Pentru că numai în felul acesta poate răpi biserica. 1 Tesaloniceni 4:16-17. Apoi să judece pe oamenii necredincioși pentru faptele lor. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, sau Roman 2:5. Dar cu împietirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, ți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Când va veni judecata? După revenirea Domnului. Revenirea Domnului și apoi judecata. Iar rolul ei este să se evalueze, să se pronunțe sentința și să înceapă chinul celor care vor să-și plătească destrăbălarea cu chin. Cine nu vrea să se pocăiască, are dreptul să facă lucrul acesta. Însă amarn va fi prețul pe care îl vor plăti pentru această scurtă evadare dinaintea lui Dumnezeu. Să răsplătească pe cei credincioși născuți din nou, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata. Fiecare să-și primească răsplata. Răsplata nu-i pedeapsă. Pedeapsa e pentru rău. Răsplata este pentru bine. Domnul va reveni și ca să ofere răsplata celor care s-au ostenit. Osteneala dragostei va fi răsplătită, nu mântuirea va fi răsplătită. Mântuirea este deja un dar. Va fi răsplătită osteneala dragostei. Talonul acela de promisiune prin credință este un exemplu de moment al ostenelii prin dragoste. Știu că fiecare dintre noi putem găsi o grămadă de motive. Eu nu-s de acord cu, mie nu-mi place detaliul ăsta, părerea mea este că trebuia făcut altfel, ascultă-mă, putem să facem într-un singur fel. Iar efortul nostru și dragostea noastră este diferită de ambiția noastră și de dorința noastră de a se face cum credem fiecare dintre noi. Într-o zi, mai importantă va fi răsplata pe care ne-o dă Domnul pentru osteneala dragostei noastre decât ambiția noastră de a-i determina pe ceilalți să țină cont de modul în care încercăm să influențăm. Frați și surori, când va veni Domnul, El va veni cu pedeapsa pentru unii și cu răsplata pentru alții. Așa spune Evanghelia. În al treilea rând aș vrea să spun câteva vorbe despre riscurile credincioșilor în perioada de dinainte a revenirii Domnului. Noi suntem acum în perioada de dinainte a revenirii Domnului. Nu știu cât este de dinainte, eu personal cred că este chiar înainte de revenirea Domnului. Ei, credincioșii născuți din nou și asumă acum riscuri serioase. O să enumer câteva dintre ele. Pierderea credinței. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? De ce pune Domnul această întrebare? Domnul pune această întrebare pentru că vrea să sugereze riscul pierderii credinței. Este ușor să crezi că Dumnezeu există la nivel filozofic, adică ideea că Dumnezeu există este așa de drăguț și de binevoitor, încât îi dai voie lui Dumnezeu să existe. Asta nu e credința care mântuiește. Hristos spune în Evanghelie
că sunt oameni care își vor pierde credința. Nu poți să pierzi ce nu ai. Asta înseamnă că oamenii aceștia au avut credința, dar au pierdut-o. Și prin această întrebare sugerează potențialitatea pierderii credinței. Apoi, înșelăciunea prorocilor mincinoși. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Pe câți? Pe mulți. Pe mulți? Dar cum pe mulți? Dar ce, frații n-au călăuzirea Duhului? Frații nu judecă prorocia, nu evaluează, nu se uită la proroc, la faptele lui, la compatibilitatea prorociei cu mesajul. Nu știu dacă se uită sau nu, dar Evanghelia spune că mulți vor fi înșelați. Să nu te superi că te întreb, nu cumva faci parte dintre cei mulți? Biblia ne spune că mulți vor fi înșelați de prorocii neinspirate de Dumnezeu. De aceea trebuie să ne rugăm pentru prorocii autentice, ca să nu se nască în inima noastră disprețul pentru prea multe prorocii ieftine și să ajungem la părerea că mai bine nu mai credem în nimic, că și așa ne-am înșelat de 20 de ori crezând. Fraților, aproape pentru orice persoană care e bolnavă o perioadă mai lungă de timp, unul spune că moare și unul spune că trăiește. Dacă prorociile vor avea acest nivel de ieftinism, atunci copiii noștri vor spune că cine mai știe care e bună, care e rea, mai bine ne vedem de treabă, mergem după Scriptură și am terminat. Această notă de ieftinire a prorociilor ne conduce la punctul de vedere potrivit căruia nu credem că mai există prorocii autentice. De aceea trebuie să ne rugăm pentru proroci autentici și pentru prorocii autentice care vor întări credința poporului că Dumnezeu vorbește și astăzi. Nimeni nu-i pune mâna la gură lui Dumnezeu. Dar Biblia ne spune că vor fi prorocii false și mulți oameni vor merge în rătăcire, duși de oamenii aceștia care spune, du-te că ești pe drumul cel bun, sau stai că e bine să stai. Un alt risc pe care și-l asumă credincioșii, răcirea dragostei. Dragostea celor mai mulți se va răci. Am încercat să mă gândesc ce vrea să spună Domnul aici. Dragostea celor mai mulți, nu celor mai puțini. Dacă este a celor mai mulți, din punct de vedere matematic, cât poate să însemne? Cel puțin 51, nu? Dar nu este cei mai mulți. Cei mai mulți, mă gândesc că, dar oricum, înseamnă mai mult de jumătate și mai mult bine. V-ați gândit vreodată la asta? Credeți că este o afirmație literală sau e una simbolică care trebuie luată așa? Dragostea celor mai mulți se va răci. Există riscul să se răcească dragostea mea, să am dragoste pentru fete și băieți mai mare decât pentru Iisus. Să am dragoste pentru bani mai mare decât pentru Iisus. Să am dragoste pentru plăcere mai mare decât pentru Iisus. Dragoste pentru hobby-urile mele mai mare decât pentru Iisus. O, sunteți siguri că mă auziți? Dragostea celor mai mulți se va răci. Când? Înainte de revenirea Domnului. Există apatie astăzi? Nu știu. Există indiferență? Nu știu. Cine vrea să mai fie voluntar acolo? Să ridice mâna. Vă rog, cine vrea să mai... Să ridice mâna. A, unul acolo. Mai vrea cineva? Vă rog, vă rog! Fraților, să nu vă supărați pe mine. Biblia spune următorul lucru. Dragostea celor mai mulți se va răci. Este un risc pe care și-l asumă generația credincioșilor născuți de nou înaintea revenirii Domnului Iisus. Dar știți de ce apare acest fenomen? Din pricina înmulțirii fără de legilor. Un om care trăiește în puritate va arde. Este imposibil să trăiești în puritate și să nu te intereseze de Domnul. Vreau să vă întreb ceva. Imaginați-vă că unul dintre noi acum, pur și simplu, unuia dintre noi se face rău, are o stare de leșin, știți a cui tensiune se ridică instantaneu? A soției sau a soțului, a copiilor sau a părinților?
Și apoi noi un pic îngrijorați, dă-i un pic de apă, cheamă ambulanța, dar mai logic. Dar știți cine afectiv va lua foc? Soția sau soțul? De ce? Pentru că este legătura aceea de familie. Este omul cu care dormi noaptea în pat, este persoana cu care plângi și râzi de-a lungul vieții. Atunci când îl iubești pe Domnul și trăiești în puritate, ai pasiune pentru El. Nu poți să spui că nu mă interesează. Nu e mai întâi eu și apoi El, e mai întâi El și apoi eu. Cine își permite să trăiască în păcat, să nu vă mirați că nu-L interesează de adunare, să nu vă bazați pe El, pentru că inima Lui este la păcatul în care trăiește. De-abia așteaptă să plece de aici și să-L bea din nou ca pe apă. Nu e mâhnit din pricina împărăției lui Dumnezeu, care este asediată de musulmani, de homosexuali și de atei. Fraților, nu e mâhnit! Nu e mâhnit! Ce ați zice dacă soțiile noastre ar fi batjocorite, înjurate, atacate, agresate de cineva? Am sta nepăsători? Cine ar sări primul să le apere? Soților! Unde sunt oamenii care trebuie să moară pentru Dumnezeu și să apere numele Lui? Unde sunt? Din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Acesta este un fenomen, este un risc pe care și-l asumă generația credincioșilor născuți din nou înaintea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Trebuie să avem grijă, să ne verificăm credința, că o putem pierde, să ne verificăm dragostea, că se poate răci și rămânem cu amintiri, rămânem cu poze și filme de acum 10 ani, poze cu sfinți, în timp ce prezentul este puțin diferit. Nevegherea. Ziua aceea va veni ca un las peste toți cei ce locuiesc pe fața pământului. Vegheați, dar în tot timpul, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să rămâneți în picioare. Când? În ziua Domnului. Să rămâneți în picioare. Unde? Înaintea Fiului Omului. Luca 21:36. Vegheați! Fraților, vegheați, nu pierdeți din vedere prioritatea aceasta. Este o prioritate pentru Biserica lui Dumnezeu astăzi. Revenirea Domnului este o prioritate? Mătușa prin care eu m-am întors la Domnul m-a ajutat mult pe mine și pe Carmen în calitate de nepot. Soțul ei și unul dintre copii au murit într-un accident de mașină în același timp. Și când noi ne-am întors la Domnul, eram într-o sărăcie grozavă și ea ne-a ajutat mult, avea un serviciu bun, câștigam mulți bani. Și ani au trecut, ne-am luat serviciu, am început și noi să ne ridicăm puțin, să putem trăi din ce câștigam noi. Și la un moment dat am văzut că iarna se îmbrăca într-un, dacă mai știți și el, Alain Delon, un cojoc de oaie întors pe partea cealaltă și era rupt, că l-avea de mulți ani, era tot găurit. Și ne-am dus la ea și aproape că aveam puterea să-i luăm unul și am întrebat-o, mătușă, de ce porți ăsta așa de vechi? S-a uitat la noi și în timp ce a început să lăcrimeze a spus următoarele cuvinte. Domnul trebuie să vină, n-are rost să-mi iau altul nou. M-am uitat la ea și am încercat să identific dacă vorbește serios sau glumește. Și mi-am dat seama că vorbea serios. Am încercat să-mi imaginez ce e în capul la femeia asta. Care sunt valorile ei? Să nu-ți iei tu un alt cojoc că vine Domnul? E fanatism? Demonstrează o mare încredere că stă să vină? Că e gata să vină? Lipsa rugăciunii, cât despre ziua aceea sau despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Vegheați și rugați-vă, că nu știți când va veni ziua aceea. Vegheați și rugați-vă. Frați și surori, am auzit despre Biserica Penticostală că s-a născut în rugăciune. Am auzit despre credincioșii penticostali că au experimentat minuni și vindecări, umpleri cu Duhul Sfânt, prorocii puternice în timpul rugăciunii. Am citit în Biblie că trebuie să ne rugăm, că Iisus a rugat tot timpul.
Și ne-am propus și noi să facem întâlniri de rugăciune. Dar vreau să vă spun că este greu să venim și să ne rugăm din pricina programului vieții noastre foarte aglomerat. Este greu. Avem rugăciune de la 8 duminica în ziua cinei. Este greu. Avem rugăciune de la ora 5 duminică seara. Este greu. Avem rugăciune marțea. Este greu. Eu nu zic nimic despre dumneata, eu nu știu programul, de aceea nu zic nimic. Vreau numai să spun un lucru, este greu. Și greul acesta îl pun alături de vorbele care au ieșit din gura Domnului meu, care a spus următoarele lucruri. Să vegheați și să vă rugați, pentru ca să puteți rămâne în picioare. Dar, Doamne, vrei să spui că dacă nu facem asta, nu putem rămâne? Da, asta vreau să spun. Doamne, asta vrei să spui? Da, asta vreau să spun. Doamne, dar atunci o să vin la rugăciune. Vino. Vino și va fi ferice de tine. Schimbă-ți prioritățile. Trebuie să veghezi și trebuie să te rogi. Domnul se întoarce, nu-l oprește nimeni. Revine pentru că a promis. Revine după cum a venit. O viață nesfântă. Luați seama la voi și vă ca nu cumva să vi se îngreuieze inima cu un buibare de mâncare și băutură. Biblia nu zice, luați seama la voi înși vă să nu cumva să mâncați și să beți. Nu. Trebuie să mâncăm și să bem. Nu știu dacă e nevoie să spun în paranteză că nu bem alcool. Și să bem apă și sucuri și alte cele. Dar Biblia zice următorul lucru, luați seama să nu vă îmbuibați cu lucrurile astea. Mâncarea este necesară, dar îmbuibarea e interzisă. Nu faceți un cult din asta, chiar dacă suntem în America. Trebuie să urmărim simplitatea, echilibru și decența, chiar și în aspectul ăsta. Vreți să-mi spuneți, frați și surori, ce înseamnă să te îmbuibi? Una dintre cele mai grele întrebări care îi se poate pune unui creștin este să fie întrebat, spune-mi și mie definiția îmbuibării. Și oricărui pastor din lumea aceasta îi va fi greu să răspundă care e definiția îmbuibării. Unde e diferența între a mânca, necesitate, și îmbuibare, păcat? Unde e diferența? E fină, e delicată și nu e neapărat în legătură cu mâncarea, că un stomac când l-ai umplut, l-ai umplut și gata, nu mai ai un să mai pui în el, că e plin. În al patrulea rând, data revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Dar pentru că este 8 și un sfert, ne oprim, rămânem cu această întrebare în minte și dacă Domnul ne va mai ține în viață până duminicile viitoare, vom proceda la continuarea acestui gând care a inspirat predica din această seară. Revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Frați și surori, în încheiere vă spun următoarele cuvinte. S-ar putea să nu mai avem timp să continuăm predica aceasta. Dar ce am auzit, ce știm, de când ne-am întors la Domnul până astăzi, este suficient ca să ne dăm seama că revenirea Domnului este ceea ce așteptăm noi. Iar dacă așteptăm asta, trebuie să o așteptăm într-o stare de pregătire, de veghere, de rugăciune, de puritate și de respect în cinstea Domnului. Și în toate aceste caracteristici ale așteptării revenirii Domnului Iisus Hristos, trebuie să punem dorul nostru, trebuie să punem inima noastră, trebuie să punem sufletul nostru, trebuie să punem casele noastre, trebuie să punem resursele noastre, pentru că nimic nu este mai important pentru noi decât atunci când va reveni El să spună, vină rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Aș vrea să ne rugăm, frați și surori, să ne dea Dumnezeu har, să ne păstreze credincioși pe noi și casele noastre, pentru că atunci când se va întoarce Domnul și îl vom vedea, să auzim invitația pe care o așteptăm de când ne-am întors la Domnul. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm împreună Domnului.